Salut! Astăzi vreau să vă prezint o rețetă de mămăligă care nu durează foarte mult să o faci. Mămăliga se pretează foarte bine la cara și ciortan și se pretează foarte bine la un pescuit de plută. Adică nu este o mămăligă care să stea foarte mult pe cârlig. La un pescuit de plută, însă există și o mămăligă care durează chiar și o zi întreagă. Adică trebuie să o faci în ziua precedentă, înainte de a te duce la partida de pescuit, durează o zi întreagă să o faci. Aceea, garantat, va sta o oră și jumătate. Înainte de asta, să vă prezint mămăliga aceasta care are un timp de așteptare cam de 5 ore. Deci după 5 ore puteți, cu siguranță, să vă duceți la pescuit. Vă prezint ingredientele prima dată. Pentru pregătirea acestei momeli, acestei mămălici, avem nevoie de mălai. Îl recomand pe acesta pentru că este mai mărunt, tăiat, măcinat sau cum vreți să-i spunem. Mălai. Asta din propria experiență, pentru că mai avem, de exemplu, și acest tip de mălai. Este mai mare. Vreau să mă refer la calitate, adică cât de mărunt. Acesta este mai fin. O să desfac punga în momentul în care ne apucăm cu adevărat de mămăligă. Deci îl recomand pe acesta. Dacă știți un alt mălai mai fin tăiat, mărunțit, măcinat, cum vreți să spune, trebuie să-l folosiți pe acela. Da? Eu așa zic, așa am găsit, așa cu ăsta fac. Ingredientele surpriză din această rețetă prezentată sunt următoarele. Amidon alimentar fin din porumb. Odată. Lapte praf. Șofran. Nu este obligatoriu. Sare. Orice fel de sare, dar nu pune sare de sac. Sare fin. Așa. Și o cană de apă. Aici am măsurat eu, intră exact 200 de mililitri de apă. Mai avem nevoie de un tuci în care vom fierbe mămăliga. Un vas în care vom prepara amidonul împreună cu laptele praf. Și ulei, veți vedea în momentul în care vom folosi ulei, în momentul folosit în rețetă. Începem. Dintr-o cană de apă, un nibric gradat, da? Ca să vedeți cât are. 200 de mililitri de apă. Din această cantitate, asta e toată cantitatea de apă folosită, bineînțeles, la un cocoloș așa de mămăligă, că să vă arăt eu. Așa, cam așa iasă un cocoloș de mămăligă. Din cantitatea asta de apă, vom turna aproximativ 75% în tuci. Asta e ce a mai rămas. În asta vom prepara amidonul și laptele praf. Deci aici am pus majoritatea cantității de apă. Bun. Restul cantității o turnăm pentru prepararea amidonului și laptelui praf care se pun împreună. Pentru asta avem nevoie și de o lingură.
Nu ziceți că pun altceva. Deci vă arăt. Acesta e un secret 100% dezvăluit. Foarte original, da? Deci lapte praf. O lingură. O lingură cu moți. Amidon. Amidon. Acum am desfăcut, de nu fac exact cum se face, așa cum o fac eu, așa vă dezvălui. Nu există un alt secret. Bun. O lingură cu vârf. Acum amestecăm bine. Amestecați până eventuale cocoloașe, nici nu prea contează, că da, nu rămân cocoloașe aici. Bun, punem aici. Luăm ce trebuie. Bun. Șofranul. Dacă vrei să puneți, recomand să-l puneți de acum, în cantitatea asta, de apă. Da? Deci cam atât. Mai mult nu cred că e nevoie. Mai punem un pic dacă vi se pare. Depinde ce șofran avem. O lingură de lemn. Amestecăm puțin aici. Și pe rapid înainte dăm foc la fierbere. Bun. Închid aici și după ce o să înceapă să fiarbă apa asta, turnăm amidonul cu laptele praf aici, să vedeți efectul acestor două componente asupra mămăligii dumneavoastră. Între timp, după ce a început să mai iasă un pic aburul, sare cât cuprindeți între degete. Da? Bun. Sarea are un rol aparte, schimbă pH-ul apei și face ca mămăliga dumneavoastră să rămână mai mult timp conservată, adică mai mult timp de 2-3 zile maxim. După 3 zile se va mucigăi cu siguranță. Deci asta e o mămăligă probată tot sezonul trecut de mine pe unde am fost la pescuit. Nu e rețetă proprie, este rețetă preluată. Dar e probată 100%, merge 100%. La ciortan merge cu siguranță. Între timp, a început să clocotească. Mă mai las puțin așa. Până vreau să vă arăt cantitatea de mălai. Dar nu e neapărat nevoie să o folosiți, da? Cam o cană de mălai, dar nu intră atâta, cu siguranță, vă garantez. Deci o cană de mălai din mălaiul respectiv. Bun, asta o avem pregătit aici. Scoatem această lingură că nu ne mai trebuie, nu o folosim. Bun, ce facem? Când fierbe, îi dăm drumul. La amidon. O, trebuie să curățați caminile, da? Deci după ce a început să fiarbă, dăm drumul la amidon și mestecăm. Observați ceva
Gelatina pe aici? Sper că se vede. Bun. Mestecăm continuu. Compoziția noastră începe să se îngroașe. Observați? Deci n-am pus mălaiul, da? Compoziția s-a îngroșat efectiv. Uitați. Observați? Compoziția noastră a devenit deja o mămăligă. Uitați. Deci s-a îngroșat, da? Bun. Acum e timpul să ne apucăm de ea. Bun. Din cana asta puneți puțin. Și amestecați. Energic. Ca să se combine prima dată amidonul cu mălaiul dumneavoastră, după care, cred că se vede. Mai lăsați puțin. Mai lăsăm puțin. Și mai punem. Mai punem din mălaia, mai rămas un pic, dar nu îl punem pe tot. Mai punem din mălai. Amestecați. Bun. Încă puțin mălai. Încă se vede cât a mai rămas. Deci nu intră o cană. 75% din cană. Și acum amestecăm. Bine, bine, bine. Dacă esențele, mirosurile, ce vreți să adăugați în ea, la sfârșit o să vedeți. Dacă vreți, dar eu prefer să nu bag. Dar vă spun în momentul în care să adăugați vreo esență, în ce moment trebuie să adăugați esență. Deci nu acum, niciodată la fierbere. O, să nu vă speriați, mai este un secret care urmează să vă spun. Dacă este așa moale, așa e consistența ei în momentul ăsta. Mai tare de atât nu va ieși în acest moment. O să vedeți secretul care o va întări pe loc, adică timp de 4 minute. Mai lăsăm până vedem că, uitați, când o dau așa, se vede un fel de crustă. Mai lăsăm puțin. Mai lăsăm un pic. Între timp să iau eu acest obiect. Vedeți? Deci nu se lipește, nu nimic. Cam atâta iasă un cocoloș din asta. Într-o cană. Aia e suficient să prindeți destul pește. Dacă vreți, faceți mai multe cocoloși. Da? Eu zic că e gata pentru turnare. Cam asta e toată treaba. Deci greul a trecut. Da? Acum. Rapid. Rapid.
Arși. Bun, ce facem? Ce facem în momentul ăsta? Că e moale, nu? E moale. Hârtie. Asta iau. Hârtie, două bucăți. Acum depinde de hârtie. Și. Da? Împăturim așa. Întoarcem invers. Nu o să stau cu voi 4 minute, dar atât o lăsați. 4 minute. Între timp vă mai dau. Încă nu au trecut cele 4 minute. Uitați cronometrul meu, da? Însă nu am un alt telefon aici. Deci n-au trecut încă cele 4 minute. Vă dau să vedeți că n-am schimbat. Că poate sunt persoane care cred că le fac ceva la mămăligă. Nu-i fac nimic. Eu vă dau adevărul pur. Deci mai așteptăm 2 minute. Revenim. Bun, atunci așa arată cronometrul meu. Mai stăm puțin. O să oprim și o să vă explic cât contează hârtia. Eu, hârtia, șervețelul. Eu cumpăr, nu, pare rău că nu am ambalajul să vă arăt, dar poate ați întâlnit hârtie de la elefantul, oprim. 4 minute, da? De la elefantul verde. Deci hârtie prosoape de bucătărie. De la elefant. Pentru că, în momentul ăsta, când întoarcem, ar putea să avem neplăcerea să găsim, vedeți, la mine se desface. Dar sunt anumite hârtii care, în momentul în care face această treabă, bine că și aceasta mai prinde, dar sunt anumite hârtii care îți dau bătăi de cap la această operațiune. Vedeți? Adică se lipește efectiv cu totul, trebuie să cureți după aia mămăliga, în fine. Deci cum era aia? Era moale, nu? Ia vedeți cum face acum. Era moale mămăliga. Poftim. S-a întărit un pic, însă nu am terminat. Era moale, da? Când am turnat-o? Vedeți efectul acelor două ingrediente? Dar n-am terminat. Bun. Rapid, acum. Ce-i facem? O stricăm? Aoleu, ai stricat-o, Coco! Bă, ai stricat-o, bă! N-am stricat-o. Frământăm un pic. Și aici, acum intervine uleiul. Imediat se desfac sticla de ulei. A, desfăcut. Ce facem? Ne apucăm să turnăm foarte mult. Ne ungem un pic mâna. Și asta e pentru, în primul rând, pentru prevenirea lipirii mămăligii de mâini. Știți că sunteți aproape în etapa finală. Prea mult de lucru nu aveți. Cel mai important e că după cele 4 minute cu hârtia, și cred că se aplică la toate mămăligile, nu numai asta. Dar așa este frământatul. Un lucru foarte important. Frămânț. Deci frământatul e un lucru. Acum am pus ca să pătrundă puțin uleiul și în ea, dar la final o să ungem un pic cu ulei, tot așa pe mână, pentru prevenirea apariției acelei coaje groase. Așa. Aromele, esențele, au ce vreți să băgați. Eu nu vreau să bag pentru că mâine sau poi mâine vreau să mă duc la un pescuit cu mămăligă la caras și cu larve de libelulă. Știu că nu o să tragă iarna, s-ar putea să, unde o să mă duc eu să nu mănânce la mămăligă. Și nu știu dacă o să mănânce nici la larvă. Deci e un experiment, un eveniment. La olt, dar oltul acum e umflat, are alte probleme.
Dar noi iarna pe lacurile noastre de pe aici n-am prea prins caras. Piban se mai prinde, dar caras nu. Un. Mai stricăm o dată. Deci frământăm la ea cam cât considerăm noi că ar avea o consistență de a face vreun gugului. Înțelegeți? Bineînțeles că... Da? O bilă extrem de frumoasă. Bun. Mai ne ungem un pic pentru că s-a dus uleiul după mână. Asta e ultima oară. Tot așa. Tot în această cantitate. Hop. Da? Puțin. Nu foarte mult. Nu vă pună să vă bată gândul să băgați ulei în apa de fierbere. Faceți exact cum v-am zis eu. Acum ce-i fac? Dau o formă așa rotundă după palme. Asta este produsul finit. Produsul care va prinde cu siguranță caraș, ciortani și nu excludem crapul, da? Crap mă refer la 2 kg, 2 kg jumate. Pescuit exclusiv la plută, nu merge pusă pe cum îi zice, pe lansetă, pescuit la fund. Dacă pescuiți de undeva de sus, gen, dați drumul ușor sau așa, ar merge. Dacă lansați după mal, nu merge. Nu merge că nu va sta, nu va sări cu siguranță la impactul cu apa, dar la un pescuit de plută, la vargă, la poloneză, la meci, probată merge 100%. Mai am o rețetă de mămăligă, dar durează un timp destul de lung, aproape o zi întreagă. Dacă vreți să fiți sau sunteți curioși, dar acea rețetă de mămăligă se pretează foarte bine și la crap, deci cu siguranță va prinde crap, ciortan, chiar și caras, însă e foarte bună la lansetă, o oră jumate garantat stă pe cârlig, plus că dacă vreți să o folosiți la plută, doar vă muiați mâna în apă și puteți să o folosiți cu siguranță și la plută. Am încercat și eu treaba aceea, dar eu când plec doar la pescuit de plută, folosesc doar această mămăligă pentru că este mai rapidă, mai rapid de făcut, nu stau o zi întreagă să pregătesc, iar din acest stadiu, după 2 ore de răcire, cu siguranță puteți să o folosiți direct pe balt. Alma vă urează fire întinse, nu uitați să vă abonați, să dați un like, să comentați dacă aveți vreo nelămurire, dacă vreți să sprijiniți proiectul Alma în a face progres sau a dezvolta ceva mult mai creativ sau alte lucruri care doriți să le fac eu pentru voi, puteți să o faceți pe Patreon sau să mă contactați pe Facebook prin donații particulare sau dacă nu vreți să luați legătura sau să ne întâlnim sau să aveți numărul meu de telefon ca să faceți treaba asta, puteți dona direct în contul de PayPal. Toate acestea sunt afișate pe wallpaper-ul canalului, adică pe poza de canal, Patreon, PayPal și pagina de Facebook și contul, profilul de Facebook. Sunt acolo pe pagină. Le găsiți, dacă vreți să faceți treaba asta, m-ar ajuta cu adevărat. Dacă vreți să aflați și cealaltă rețetă de mămăligă, lăsați în comentarii, dați-vă cu părerea și probați garantat 100%. Din acest moment, 2 ore, după 2 ore, se poate folosi. Alma vă urează toate cele bune. Ne vedem în noul episod cu o altă rețetă sau montură și multe fire întinse.